My friend, eu sunt la intrare în Suceava aici. Pentru cei care nu cunosc zona asta, toată lumea spune despre chestia asta că este zidul plângerii. Ce se întâmplă? Vii din spate, din colo, vii cu o viteză care nu o adaptezi la drum. După cum vezi, acolo e full. Acolo te duce. S-au izbit foarte mulți oameni și au murit aici. Acum, ce să zic? Poate din cauza construcției un pic, poate din cauza neatenției șoferilor un pic. Ideea este că am vrut să filmez chestia asta aici pentru tine, ca să fii atent când vii aici. Nimic mai simplu. Da, deci acolo încetuți cu treabă bună. De când mă învârt pe aici, pe zona asta, am văzut o grămadă de tâmpiți. Bă, băiatule, e haotic ce se întâmplă. Deci toată lumea, fiecare e cu regula lui aici. Nimeni nu are o regulă. Dâmbovița. Este haotic, nene, bă, deci, hai de capul meu. De asta se și întâmplă atât de multe accidente, pentru că oamenii nu respectă nici măcar minimul de legislație. Pe cuvânt îți spun, deci te crucești. Dacă aș lăsa o cameră din aia aici să meargă non-stop, te crucești, te crucești. Așa ceva, bă, băiatule, e grav, nene, e grav, grav. Am de livrat ceva marfă aici la Botoșani, aici, mai încolo un picuț. Și am sunat aproape de când eram pe la zona Clujului, să zic așa. Și zic, bă, zic, cred că după calculele mele ajung după ora 6. Pentru că aveam foarte multe lucruri de făcut astăzi, le-am făcut în timp foarte util, nu mă așteptam să gata așa repede, să zic. Și mă îndrept încolo spre Botoșan, mai am 60 de minute, 50 de kilometri. Și l-am sunat iarăși pe om și am zis că ajung după ora 4, știi? Mie îmi dă că ajung pe la 4 fără 10, tot acolo suntem. Dar în ideea în care încerc tot timpul să sun din timp, pentru că nu, oamenii au treburi, au lucruri de făcut, nu stă lumea după curul meu, ca să zic așa, știi? Și zic, nu, omul fi plecat de acolo, zic, să bă, să-l sun. Și mi-a zis că, da, nu este niciun fel de problemă, liniștit, numai când intri în Botoșan să mă suni, probabil că e pânzolă, știi, ca să poată să ajungă și el la depozit. Da, deci tipul ăsta unde merg acum, am mai livrat și înainte. Bă, băiatule, are bun simț. Deci chestia asta pentru mine contează foarte mult. De ce zic asta? Pentru că el știe de unde vin, știe că am de mers. Bă, dar odată nu a zis, bă, nu sunt în zonă, nu sunt acasă, lasă-le acolo. Bă, odată, de când mă duc la el, bă, niciodată nu a zis absolut nimica. Încă ce-am apreciat la el, că de câteva ori l-am ajutat să-și descarce, știi? No, ia uite. Unde vă duceți, mă, frate? Bă, poți să zici ce vrei, dar nu sunt de acord cu lucrurile astea. Nu sunt. Ia, uite, mă, cât dau eu aici la pește. Fai de mama mea. No, miliția cum au trecut? Mamă, cât apă e aici, frate. De unde ai tot apă? Ce apă e asta? Ce frumos, nene. Da, asta vreau să zic și... mi-a mulțumit frumos că l-am ajutat și toate cele. Bă, foarte mulți, nu mulți, nici măcar ei au așteptări, știi, să îi ajuți, cu toate că nu ești plătit pentru asta și nu este jobul tău. Dar tipul ăsta chiar a zis, băi, ce sunt singur, băi, ți-s la montaj, te rog frumos să mă ajuți. Oricum aș fi ajutat, pentru că sunt niște piese mari uneori și nu le poate lua singur, e logic, e firesc, știi? Cu toate că nu e treaba mea. Dar nu pot să zic acolo, bă, dar ce vrei, bă, tu ești singur? Știi cum zic?
Nu, e o chestie de omenie, nu prea poți să spui în cuvinte, în sfârșit. Abia aștept să ajung și abia aștept să mă întorc. Am vorbit cu Lupușorul de gheață de la noi, de pe YouTube, de aici, de pe grupul de WhatsApp. Îmi trebuie un arzător, mă, din ăla, la butelie, știi? Că ăla-l meu s-a stricat și mi-a zis, mi-a dat acolo niște coordonate cu ceva piață, să mă duc acolo. O, bă, ideea e că faci depășirile astea fix de-a pixulea și economisești, ce, 4 secunde și poate în alea 4 secunde mori. Dar poate stai mai mult la semafor de 6 secunde, habar n-am, înțelegi cum zic? Da, no, nu știu ce să spun. Siret. Ăla era siretul, oare, mă? Nu știu, mă, că nu mă pricep la ape și la astea. Vezi că am ajuns și acolo, în Budapesta, și te-au întrebat ce apă aia mare, că nu mă pricep ce vrei. Mamă, dar ce-au pus și ăștia, bă, băiatule, bă, ele. Nu, aici, elegant ar fi să ne lăsați și pe noi să intrăm, dar nu aveți voi. Uite, ăsta o știu ce are de făcut, mulțumim, domnul. Nu, e înainte, dă-l recu cu fiarele lui. Băi, nu așa se procedează, o, nebunilor. Suceava, 7 chifle, interzis cu trotinetă de căruță, n-ai să crezi. Bă, mi-a plăcut zona asta mult de tot, și înainte când mergeam. E prima oară de când m-am reangajat aici și merg pe ruta asta. Mi-arată aici că e cu roșu. Nu-mi place când e drumul pe roșu. Municipiul Suceava. Ce-i acolo? Circ? Ce salea, mă? Bă, o grămadă de... Ia uite, mobilă de la Calenda. Du-te, bă, și vezi-ți de treabă cu mobila ta. Iisus a zis, eu sunt lumina luminii. Cine mă urmează, viață veșnică. Tași că o să învăț toate alea pe de rost, că-s în toată țara, bă, băiatule. Și l-ai învățat pe de rost. O să vezi tu. No, pe aici, ci că trebuie să mai... Am mai fost pe aici. Dar pe sensul celălalt. Mamă, ce s-a tocit ăsta. Îmi atârnă o chestie acolo, nu știu dacă observi. Și... E destul de periculoasă pentru că există șansa să zboare de acolo pe un parbriz și cineva să se sperie. O să trebuiască să opresc într-un loc safety cât să o pot lua de acolo. Știi că e periculos, n-are voie să zboare lucruri de prin mașină sub nicio formă. 31 de grade, aș putea spune că este răcoare față de 42-43 la vineri când or fost la... Unde eram acolo, am uitat. În sfârșit, doi pace. Spre Timișoara, în Lugoj, la Lugoj. Coffee to go. Dați și la șoferi? De pomană? Pomana giule. Eladas. Ăsta e pe roșu. Hei, Vasile, era roșu. Da, dă-l recu acum, aia, uite. 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 15, perfect, am plecat. Trebuie să le iau și să le strâng cumva. Pentru că nu e chiar ok. Eu l-am avut aici în spate. Ideea este că trebuie să ai foarte mare grijă cu lucrurile astea care zboară, care smărunte, care, știi? Nu are voie să se întâmple asta pentru că în primul rând faci mizerie și în al doilea rând ți-am zis riși să sară la oameni pe mașini pe asta și să se sperie. Mai ales dacă e o doamna Cici, e parfum.
Hei, aici. Și acum pe sub podum. Mamă, bine că e, câte ceasul? E 3, e bine, e bine, nu s-a aglomerat Suceava. Ok, găsesc aglomerat la Botoșan și după aia probabil la întoarcere în Suceava. Dar e ok, mă duc măcar să-i las la om ce am de lăsat. Bă, dar un arzător din ăla, unde găsesc, mă, frate? Uite aici, nu aveam, mă, piese auto. Asta e doar cu mașini. Trebuie să fie din astea, mă, de camioane, de ceva, știi? Poate că acolo aș putea găsi. Că m-aș opri să și mânc ceva. Sincer zic, uite, astăzi toată ziua am mâncat două cornuri și un sandwich. De ce? Pentru că... Nu, chiar am vrut să reușesc să termin. Ultimul client pe care îl am... am plecat foarte târziu astăzi. Extrem de târziu, recunosc. Ultimul client care îl am este în Prundul Bârgăului. E aproape de Bistrița și are o ușă. Și am zis că prima oară când am vorbit cu el la telefon, eram tot prin zona Clujului, am zis că ajung pe la 10-11 noaptea. Și a zis că nu-i problemă, până la 12 el mă așteaptă, dacă nu, lasă porțile deschise, dacă pot să o dau jos bine, dacă nu, zice dimineață. Și a zis că se uită la ceva film și mă așteaptă. Nu, bun, atunci. Dacă aveți filme, e ok. Bă, ideea care... Marea majoritate a clienților sunt foarte ok, cu toate că eu nu i-am mai văzut de un an și ceva, să zic așa, știi? Dar tind să cred că oarecum contează foarte mult și cum pui problema, știi? Pentru că mi-am făcut treaba de fiecare dată și nu ai cum să mă cerți dacă odată nu sunt atunci unde trebuie să fiu, din punctul meu de vedere. No, e ok până aici, deocamdată, totul e bine, am livrat la toată lumea și sper să fie și de aici încolo ok. Frumoasă și astea, Suceava. Depozit metale, 7 boxe. 7 boxe aici, frate. Dezmembrări 7 boxe. Mamă, dita mai imperiu aveți aici voi. Bravo, bravo vouă. De ce 7 boxe? De ce nu? Poate să spună la 3 ieburi zburători. Uite și pe ăsta cu cheia mână. Încărcare cu freon. Avem freon, e ok, mersi. Un arzător mi-ar plăcea dacă ați avea. Magazin alimentar acolo, nu cred. Service auto, tinichigerie, vopsitorie mecanică. A ieșit Loreganul. Ah, mi-a zis cineva o chestie faină. Bă, zice, dacă tot spui la Logan, Loregan, de ce nu spui, mă, și la Renault? Stai, mă, cum i-o zis? Renogan. Renogan? Cred că da. Da, frate, Renogan. Am Renogan. Da, mă, foarte, foarte tare, știi? Da, da, da. Tu, bă, dar nu spun magazine din astea pentru camioane, că acolo găsești cu siguranță. La Dedeman, cred că mai sunt, mi-a zis Cristinel. Parapapam, spălătorie auto, școală de șoferi, atestate, asta e zona auto aici, sigur, materiale de construcții. Hai, mă, să văd și un arzător din ăla pe undeva, frate, că te pup dacă îl găsesc. RCA nu ne trebuie. Oti Grill. Arată drăguț acel local mic. Mamă, dar-ți rupte străzile astea pe aici, frate. Ala, ce autobuz fain aveți. Serios. Foarte fain. Opa, vrea să treacă. Stai. Haide! Cu plăcere, încetuți, că sare poșeta în aer. Oi, ce gaură acolo, n-am luat-o, yes. Încă una, fac, nu le pot evita chiar pe toate. Ana, asta e cu rilota, bravo, nene. Super tare, frate. Bravo ție. Mergem concediu, omul, mă. Ăștia nu au, mă, băieți ăștia pe aici, nu? Ce aici? Cafe Bar Galaxy. Ăsta e de la Media Galaxy, vinde cafea, cine știe. Uite, ăsta e cu roaba.
Toată lumea are treabă în Suceava asta. Fac dreapta, trebuie să semnalizez, e o gaură, trebuie să iau prin stânga și să nu mă lovesc de bordură, un pic mai desfăcut, așa. Mamă, ce mare e alu ăsta! Bravo, colegul! O luăm pe aici, copil pe trecere, dincolo nimeni, perfect. Bicicletă, mașină pe trotuar. E, e ok, ridicați-vă chiloții. Da, păi n-au ce să... Uite, mă, pe aici, mă, pe la ăștia, sigur, cred că îi pe undeva, mă. Dar m-am dus acum. Dă-i, colegul, nu te uita în stânga, de pace. Nu vine nimic din stânga, niciodată din stânga, numai din dreapta vin. Brașov, reptilianul de la Rofarma. Belea mare și cu ăștia, cu livrările astea de... zi, pentru farmacie, pentru toate astea. 45 de minute, 39 de kilometri, 15.46 ora pentru destinație. Ok, my friend, it's red there, ok. Clipei, Xerox. Ăla se uită la femeia aia, cred că se uită în pungă, zicea, a luat cartofi. Asta trage pe nas aroma. Ce reclamă fac ticăloșii ăștia, auzi tu? Uite încă un termopanist. Ferestre 074610. Bă, aici ce culoare aveam ăla? E galben intermitent. Hai să lăsăm asta liberă, ăștia au roșu. Doamna cu cartofii aici. Trebuie să plece asta să pot să intru și eu dincolo, dar ideea e că o să obturez trecerea, că eu sunt cam lung. Aveți încă roșu, e perfect. Hai, Vasile, dă-i. Ok. Ușor, că aici e trafic aglomerat. Intrăm. Sipex, mașină de firmă cu Loregan. O, ai, dă-i de dreapta pe aici, Vasile, și te-ai dus. Dar aici ce construiesc, mă? Ceva bloc? A? Cred că. Hrană pentru animale, nu mă interesează. Vreau să văd agățat undeva un din ăla. Și niște butelii. A, da, mă, că înainte ieșeam așa pe aici. Da, 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 mi-aduc aminte. Uite, ia, uite aici, Vasile. Materiale de construcții, niciun din ăla agățat. Tu-s lampa, mă, Lidl, frate. Galben? 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 Pamparam, OMV, bun de știut. Avem gazole, e ok. Colectăm fier vechi. Faină și Volvo astea. Ili, Vili. Ce scrie aici? Cafe Ines. Ines Cafe. Bă, dacă ești prin zonă pe aici, să-mi zici și mie unde găsesc din ăla, știi de ce? Ca să știm pe viitor pe unde putem găsi. E bine de știut, Lene, trebuie să știm tot timpul. Haideți, doamna, Cici! Camino Cofe. Mamă, câte din astea de coffee pe aici, frate. Asta acum se deschide, mă. Ăla mai funcționează acolo. Ia uite cu ce-a făcut ăsta garaj. Da, îți dai seama, un vehicul din ăla lent. Nu stai așa ușurel. Ești ok, m-ai văzut? Bine, Nea Petrică era. Nea Petrică, ia uite pe femeia asta. Ia uite alt cafe din ăla. Opa. Cineva în spate, nu? Bă, trebuie să găsesc, mă, uite aici sunt camioane. Pensiune. N-are treaba asta. Eu uite-l pe ăsta. Frate,
Uită-te puțin pe... Ioi. Vulcanizare. Mamă, ce hală fac ăștia aici. Hai, hai la Botoșeni. Conacul domnesc, complex turistic. De închiriat, ce să închiriez aici? Fabrica de tâmplărie PVC. Du-te mă și vezi-ți de treabă. Ia uite al din ăsta. Câte bă din astea sunt? Mamă, ce e aici, nene? Arată fain. Cine a făcut asta, mă, că arată fain? Da, mă, îmi place, a făcut fain acolo, serios. Truții, sunt peste tot oamenii ăștia, bravo lor, puternic business au. Îți dai seama câte vapoare cu fier au venit în România. Foarte tare. Ia uite, complexul ăsta e dezvoltat de ei. Oh, oh. Super, deci au și alte business-uri, n-am știut. Botoșani fetești, ce fetești, mă, că ăsta e la Lehliu, gară încolo. O fi alt fetești? Ia ce casă faină are ăsta. Ia uite, cu Salcia, acolo cred că are și un lac din ăla, un iaz, știi, cu crap, coi din aia, cu pești. Fain, nene, n-ai să crezi, fain la casă. No, mereu în Vasile. Bă, dacă aveam ceva stație, măcar întrebam, știi, uite, Boșteni, 35 de kilo. Măcar întrebam, un coleg care știe de unde pot să-mi iau un arsător, vă rog, over. Europa, școala de șoferi, poligon, n-ai să crezi, aici ce este? A, uite, un garaj din ăla, Marco, a fost și pe mine, ce frumos îmi ține toate alea aranjate acolo, un detailing, pac, pac, excelent. Cine știe, mă, poate că dă Dumnezeu să ne luăm și noi o căsuță. Hai, cu Doamne ajută, ce să zic? Sau, mergem mai departe. Asta ce și-a luat, șaurma sau cafea? Șaurma la pachet, e ok, merge, aș băga vreo 3 dacă aș putea.